România a înregistrat în trimestrul al treilea cea mai puternică creștere economică din Uniunea Europeană, conform unei estimări preliminare publicate de Oficiul European pentru Statistică. Grație unei creșteri economice trimestriale de 1,4%, România este lider în Uniunea Europeană, urmată de Polonia și Slovacia, ambele cu o creștere de 0,9% și Spania cu o creștere de 0,8%. Cifrele sunt încurajatoare, însă Giurgiu Veni spun că realitatea este alta. Oamenii spun că această creștere nu se simte în buzunarele lor, întrucât puterea de cumpărare este la un nivel redus. Puțin, s-a simțit ceva, dar puțin. Să vedem acum ce se mai simte, de acum încolo. Spuneți că e mai bine în comparație cu anii trecuți? A fost mai binișor față de anii trecuți, așa, dar acum să vedem cu nouul guvern ce poate să ne adauge. Puțin se simte, nu prea mult. Ce să vă spun, sunt pensionară în față de anul trecut, tot aceeași putere de cumpărare o avem, pensiile care le avem. Deocamdată nu se simte. Nu, ar trebui mai mult făcut. Mai multe locuri de muncă pentru tineret, educație, sănătate, sunt multe de făcut. Nu se simte. Deloc față de anii trecuți? Față de anii trecuți, chiar nu știu, foarte, foarte puțin, nu. Nu se simte. Ce credeți că ar trebui să se mai facă să se schimbe? Păi, ce ar trebui? Să dezvolte economia, asta e important. Și, bineînțeles, corupția să fie, să se lucreze la așa ceva. Datele Eurostat sunt similare și cu estimările Institutului Național de Statistică. Totodată, în primele 9 luni ale acestui an, economia românească a crescut cu 3,7%, comparativ cu perioada similară a anului trecut, atât pe serie brută, cât și pe serie ajustată sezonier.